Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Luca, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea, Iisus învăța într-o zi de sâmbătă în sinagogă și iată acolo o femeie care avea de 18 ani un duc de slăbiciune și care era grâmbovă de nu putea să se ridice în sus nici de cum. Iar Iisus, văzându-o, a chemat-o și i-a zis: femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și și-a pus mâinile peste ea și îndată s-a îndreptat și a început să slăbească pe Dumnezeu. Atunci mai marele sinagogii, mânindu-se pentru că Iisus o vindecase sâmbăta, a luat cuvântul și a grăit poporului: 6 zile sunt în care trebuie să lucreze omul, deci veniți în aceste zile și vă vindecați, și nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis: fățarnicilor, fiecare dintre voi nu-și desleagă oare în ziua sâmbetei boul sau asinul de la iesle și nu-l duce să-l adapte? Dar această femeie, care este fiica lui Avram și pe care a legat-o satana, iată de 18 ani, nu se cădea oare să fie deslegată de legătura ei în ziua sâmbetei? Și zicând el acestea, s-au rușinat toți ce erau împotriva lui, iar poporul întreg se bucura de toate faptele mărețe săvârșite de dânsul. The reading is from the Holy Gospel according to Luke. Let us be attentive. Now he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and just then there appeared a woman with a spirit that had crippled her for 18 years. She was bent over and was quite unable to stand up straight. When Jesus saw her, he called her over and said, "Woman, you are set free from your ailment." When he laid his hands on her, immediately she stood up straight and began praising God. But the leader of the synagogue, indignant because Jesus had cured on the Sabbath, kept saying to the crowd, "There are 6 days on which work ought to be done. Come on these days and be cured, and not on the Sabbath day." But the Lord answered him and said, "You hypocrites! Does not each of you on the Sabbath untie his ox or his donkey from the manger and lead it away to give it water? And doth not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan bound for 18 long years, be set free from this bondage on the Sabbath day?" When he said this, all his opponents were put to shame, and the entire crowd was rejoicing at all the wonderful things that he was doing. Amen. Lord,